Deci nu îl iert pe domnul Ubire la cuvânt. Nu te iert. Bă, iartă-mă că te cert. Domnul Iubire e pe susținere. Cred că, nu știu, cred că are suspensor la pulă. De ce? Cred că vrea să zică că e cu pula mare. Cred că și-a băgat hârtie igienică la pulă. Zice că are pula mare. Ce zice? Eu iubesc. Aul, iartă-mă, eu greșesc. Eu iubesc. Nu, eu greșesc. Domnul Ubire a venit pe susținere. A zis, Adriana, eu iubesc. Aia, apoi, iubesc fătă. Aia, cât iubești? Toată deodată. Cum? A fost odată ca niciodată. Că domnul Ubire o susținere. Era pe mânghiere. A zis, au, domnul Ubire, te-am detectat. Nu trebuia să te bagi cu nevastă. Ai distrus 3 vieți. Da, dacă bagi un nebun, în orice sistem. Un singur nebun este de. Ai distrus sistemul. L-ai făcut praf. De ce? Păi... ăsta nu se poate abține. Nu vă zice psihiatru, nici nimic. Alea sunt niște căști tehnice care, dacă le citești psihanalitice, sunt doar o tehnică pe un anumit limbaj. De fapt nu înțelegi. Dar vă zic ce înseamnă un nebun. Nebună strică. Ar fi și copiii mici care strică, nu? Ăia, până la urmă, cresc. Și nu mai strică. Poate înceapă să construiască. Nu. Nebunii strică. De ce? Dă-mi plăcerea de a strica. Ce asta e o plăcere? Nu știu, eu nu prea mă înțelege la chestia asta, dar mie? Cum? Strică, mă! Și fii atent cu Dumnezeu. E o contradicție. Nu. El iubește mai mult pe Dumnezeu, deci iubește pe Dumnezeu. Toată lumea iubește pe Dumnezeu. Dar de ce stricați? Că Dumnezeu e creativ. Păi stricăm ca să creeze Dumnezeu. A, înseamnă că nebun e bun, bă. Păi, îi dați lui Dumnezeu de muncit. Păi de ce? De aia. Deci eu am greșit. Ce am construit? Am construit atâta mii de chestii. Nu, mă. Mai bine să stricăm. Luăm ceva și ne căcăm pe aia. Și ne pișem și ceva. Ne facem că facem ca pe vremea comuniștilor. Și cum cea comuniștii? Că voi sunteți comuniști. Ea cu? Bă, sunteți comuniști. Ia atent că eu nu sunt nici fascist, nici comuniști. Eu am luptat împotriva la comuniști. Dar voi sunteți comuniști, mă. Noi ne facem că muncim, ei se face că ceva.
Deci vă faceți că nu știu ce pula mea face. Eu chiar vreau să fac treaba cu voi. Da, ați făcut și voi treaba. Treaba mare și treaba mică. Deci de-aia, ca să... Eu să mă oftică. Deci am văzut, să mă pur. Bă, durează cam mult. Da, durează și urinează. Și se căcărează. Atâta? Da, da. Da, e mișto. Își dădea nume de animale. Chiar ce nume are, bă, bărbatul tău, Adriana? Iepuraș, pisuiaș, cățăruș, bă, lucret, cu un făcălet, între picioare, care n-are în lume asemănare. Ce ai băgat? Elefant cu trompă, Dumbo, ce pula mea e băgat? Ăla cred că e piticot. E piticot care mă doare în coate. Mamă, m-a speriat. Mamă, cu cât a venit? A zis, unde-s mulți, puterea crește. Da, bă, dacă nu știi fizică. Și nu trebuie să știi de aia cuantică, că te oftică. Forța e mai tare ca puterea. Și am forță. Unde-s mulți, putere crește. Da, poate să cresc, nu știu, mă doare în pula. Știi cum e relația între forță și putere invers proporțională. Dar mi-a plăcut că ai băgat-o pe aia să mă atace de nu știu câte ori. Până la urmă s-a calmat fata. Deci, fată, dacă mai mă dai în judecată, ți-am belit pula. Unde-i mult? Băi, mă doar pe mine mult. Tu știi că timpurile se schimbă doar de la un singur om? Nu contează mulți. Stupid people. Se zice că e mult și e proști. Și veniți-l cu de-aia, hăhăitori. Ha, ha, ha! Mamă, să mă apura. Ce? Am zis, bă, ăștia sunt uneori cam nebuni. Da, da, ai văzut că i-am acoperit. Bă, unde-i smulți, putere crește? Bă, ai nevoie de putere? Eu cred că ai o cerere la pulă. Cred că n-ai putere la pulă. Cred că ești doar un cur. Că dacă-ți trebuie atât de mult. Și de ce în ce i-ai făcut mai mulți. Nu mai lăsa nici acum. Bă, fii atent că tu te-ai băgat pe mine. Că la un moment dat ține la sufia mea. Că ea are multe cu valoare ei, cu toată conjurile toată ziua. Da. Tu te-ai băgat? Nu știm unde te-ai băgat? Și uite că te-am lăsat ani de zile, dar tu nu m-ai lăsat. Cred că mă iubește domnul Rubire, bă. Păi, obsesii de-astea n-ai cum, pula mea, decât de la casa de nebun. Bă, puteai să o continui, pula mea, un an, doi, trei, ceva. De atâția ani. How are you? Domnul Ubire. Eu cred că are pula mică. Cred că vine Adriana... Dar ziceam că o urmărește și pe aia. Aia poate fuge de domnul Ubire că s-a plictisit de un pula mea. Adică nu de un pula mea. Dar domnul Ubire ubește. Mamă!
Dar mă iubește și pe mine Adriana. Mă iubește pe amândoi. Cred că iubește toată lumea. Ăsta cred că zice. E top model. Zice cacacicile. Vreau să salvez lume. Cum? Acum? Salvează domnul Obire lumea? Da, salvez lume. De ce? Ca așa spunea. E tot model. Poate să-l bași pe scenă să fac așa de piciorușe. Și uite gagicile alea, băi, ce dracu ăsta, e piticot? Zice, bă, să-mi bat pula, e pigmeu. Cum? E pigmeul meu. Mamă, și e și gras. Ai că nu mă las. Da, domnul, bine, nu mă las. Bă, e rotund. Păi, nu, e oval. A! Băi, să-i dau un ștâncăr, nu? Pupă-l sub stomac. Nu știu, parcă m-a afectat. Și domnul Iubire, ce? A, vorbește la telefon. Aia! Aia o întreabă. Ce-i bă, domnul Iubire? Vreau să-ți adăug lumea!